Thank you Bună ziua tuturor! Este joi, ora 12. Ce se întâmplă aici, în direct, pe DC News și DC News TV? Și, sigur, este o zi extrem de interesantă, pentru că putem așeza lucrurile așa la rece și comenta anunțurile de ieri făcute de cei doi lideri ai coaliției PSD-PNL, și anume comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe data de 9 iunie. Discutăm astăzi cu profesorul Bogdan Todorescu, Specialist în comunicare, îi mulțumesc pentru această legătură directă. Bună ziua! Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă v-a surprins mișcarea. Nu sunt surprins. La un moment dat, în urmă, cu vreo două-trei săptămâni, părea că ceea ce era destul de clar că se întâmplă, nu se va mai întâmpla, fiindcă la cele omnides pe care știe toată lumea. Planul acesta este vechi. psd și pnl discută acest lucru oarecum de, de dinainte de anul nou. Acum l-au pus la punct și au trecut peste acele divergențe care nu sunt rezolvate încă, dar pe care hot se hotără să le discute după alegerile europarlamentare. Deci nu, nu este o surpriză, este o confirmare a ceea ce se știa și o dovadă că au putut să se înțeleagă peste anumite tipuri de animozități. Bun, pentru că chiar nu asta spuneați și e foarte interesant că părea că nu se mai face la un moment dat pentru că au fost niște înțepături în spațiu public de-a dreptul contondente. Probabil că ceva s-a întâmplat să treci destul de repede de la acele înțepături la o cordialitate perfectă. Aici noi avem de-a face cu două discuții care trebuie sportate. Prima, este evident cea pe care toată lumea știe că era ipoteza unui deu sex machina, cineva care a intervenit și a pus la aceeași masă. Este foarte posibil că acest lucru se întâmple, este foarte posibil că acest lucru să fie personajul tăcut de la Cotroceni. În același timp însă trebuie să mai luăm în calcul un lucru. Acele înțepături despre care vorbiți, acele ciocniri pe care ei le-au avut în spațiu public, sunt o reflexie a pericolelor cu care ei se confruntau, urmau să se confrunta în alegerile europarlamentare fiindcă uh, linia de conduită pe care anumiți membrii ai PSD și anumiți membrii ai pnl o adoptaseră era una de confruntare reciprocă, uh, care, desigur, putea da naștere unui spectacol electoral mai complet, dar, în același timp, putea provoca scăderi de voturi din partea ambelor partide în favoarea celor doi competitori din afara alianței, mă refer la Aur, în primul rând, dar și la grupul de partide stris în jurul USR. Deci în acest moment, prin această alianță creată și aceste liste comune în care dacă unul pierde, pierd toți, s-a anulat uh, dimensiunea de dezvăluire din interior, interiorul coaliției, care este foarte periculoasă într-o uh, competiție electorală. Bun, uh, acum sunt mai multe planuri aici, pentru că n-au hotărât doar comasarea. Alegerilor europarlamentare cu cele locale, pe data de 9 iunie, dar au hotărât că merg și pe listă comună la europarlamentare. Și aici întrebarea e: de ce credeți că au făcut asta și pe cine avantajează mai mult? Ca să continui prima parte a expozeului, în care vorbeam despre faptul că existau anumite părți din PNL și anumite părți din PSD care adoptaseră acea logică confruntațională, este din nou un lucru destul de bine știut că atât în PNL, atât în PSD, dar mai ales în PNL, existau niște grupuri care, hai să zicem, nu erau foarte vesele cu managementul partidului respectiv. Și atunci a exista riscul care a fost denunțat de mai multe ori ca în e, alegerile europarlamentare, alegeri care nu sunt foarte importante pentru organizații. Ca să explic mai clar, nicio organizație politică nu moare de grija numărului de europarlamentari. Ei sunt preocupați de numărul de primari, de numărul de consilieri, da. de numărul de parlamentari și, evident, de președinte care decide foarte multe lucruri în țara asta. Faptul că au 5 europarlamentari sau 8 europarlamentari este mai puțin relevant. Ori, din acest punct de vedere, există riscul ca anumite organizații sau anumiți lideri politici care aveau o gândire, să zicem, secesionistă sau uh, negativă față de actualul management să nu joace corect în alegeri suprapunerea locale cu europarlamentare a blocat destul de mult acest lucru, fiindcă niciun primar nu își va risca mandatul pentru a face jocul cu cuiva de la centru. Iar listele comune rezolvă încă ceva. Primul aspect pe care l-am spus, acela că dacă tu înjuri lista, te înjuri și pe tine. fiindcă ești pe acea listă. Iar al doilea lucru este că nu se poate evidenția un vinovat. Adică, dacă cumva scorul va fi mai mic, va fi deopotrivă și la PNL și la PSD și nu se pune problema locuirii partidelor, locuirii conducerii partidelor. Se știe foarte exact că una dintre mizele alegerilor la PNL era ca PNL-ul să depășească un anumit scor, de să fie al doilea partid să aibă peste 20%. Sondajele ne arătau că se putea sau nu se putea să întâmple acest lucru. Și că aurul putea să capitalizeze mulți factori și să fie pe locul doi de să depășească. PNL-ul, ceea ce ar fi atras după sine o problemă pentru actualul management și respectiv pentru președintele Ciucă, pentru generalul Ciuc. în acest moment, această conducere a partidului nu mai poate fi făcută fundamental culpabilă, deși dacă vă uitați în presă încă și acum sunt liderii ai PNL, mă refer la domnul Sighiartău, de exemplu, care spune că el crede că PNL-ul nu va vota lista. Că peneliștii nu vor vota lista respectivă. Deci, acele secesiuni de care vorbeam există în continuare. Și sunt mai mulți lideri care își exprimă reticența față de colaborarea cu PSD, fiindcă probabil au și motive ideologice, poate aveau și alt plan, nu e treaba mea să aflu asta. Dar pe cine ajută? În primul rând, evident, ajută PNL-ul, dar ajută și PSD-ul, asta m-a explicat odată ieri, fiindcă PSD-ul realizează că fără PNL nu are cu cine face coaliție de guvernare peste, urmă, peste șase luni, când eventual va câștiga alegerile. Este destul de clar, cel puțin la acest moment, că PSD-ul are un avans relativ confortabil față de locul 2, undeva între 8 și 10%. Bun, și asta se pot topi într-o campanie electorală sau cu anumite evenimente. Da. Dar, logic vorbind, cam ei sunt câștigătorii. Ori dacă iau un PNL foarte slab sau un PNL condus de un lider care este, le este ostil, poate să câștige alegerile și să se uită cu duioșie cum celelalte trei partide fac coaliție și rămân în opoziție, că au mai jucat o dată în filmul ăsta. De aceea PSD-ul a, optat să-l salveze, să salveze, a pus ghilimelele, mă rog, să-l securizeze pe, pe, Ciucă pentru a securiza și ale și coaliția de guvernare ce va să vină din anul 2025. Bun, aici întrebarea este foarte interesantă pentru că ieri într-o discuție cu fostul premier Adrian Năstase, dânsul spunea că au fost rațiuni de din tactic și strategic, tactic la PNL, care dădea piept cu primul rând de alegeri în situația în care n-ar fi fost comasate în care furia populară se descarcă atunci pe loc în primul Evident. rând de alegeri Evident. Deci Evident. Europarlamentare. de europarlamentare. Exact, asta s-ar fi lăsat dacă scorul nu era bun cu plecări, cu disensiuni interne greu de, mă rog, aplanat până la următoarele rânduri de alegeri. Pe de o parte, pe de altă parte, PSD se putea trezi că PNL obține un scor atât de mic în toamnă la parlamentare, încât să nu mai aibă cum să facă coaliție cu ei, pentru că nu mai face suma mandatelor Correct. suficientă. Deci, da, să true. zicem așa, obiective de ordin tactic la PNL, obiective de ordin strategic la PSD au generat lucrurile Mai păi da, Mai vine un punct. Care ar fi acela? De fapt, al treilea, al treilea aspect pe care, evident, toată lumea l-a spus celebrul elefant din încăpere, este aur. Este un partid care cumulează de ceva vreme mai mulți factori din societatea românească. În primul rând, el a fost primul partid antivaccinist din România, care a cultivat acele neliniști de mulțumiri, temeri, teorii care circulau în spațiu public și erau opuse teoriilor oficiale. Apoi a fost un partid care a capitalizat alte teorii ale conspirațiilor din alte zone ale societății, care există peste tot, dar acum așa au căpătat o reprezentare politică. După aceea a îmbrăcat și dimensiunea naționalistă dispărută din spațiul public românesc, odată cu uh, uh, desfințarea Partidului România Mare, Partidului Dan Diaconescu și apoi cu oprirea retoricii naționaliste la PSD după încetarea epocii Dragnea. Pentru ca în, în ultimul rând să adopte și alte elemente de tradiție anti și anti-NATO Care existau în spațiu public românesc, dar nu aveau reprezentare politică Deci Partidul Aur este un catch all Este un partid care ia de peste tot și între două coperți cu un titlu, Aur Pune foarte multe aspecte din societate care nu-și găsește reprezentarea politică în partidele principale În partidele mainstream, cum se zice, în partidele uh, acceptate mai mult decât atât, după eșecul uh, USR la guvernare și plecarea lor caragioasă din uh, guvern, uh, Aurul devine singurul partid de opoziție care n-a mai fost la putere și care nu i se pot imputa uh, eventuale eșecuri, nemulțumiri și așa mai departe care există în societatea română. Deci, el, de fapt, a preluat, pe de-o parte, o retorică nefolosită de nimeni, conspirație, naționalism și așa mai departe. O retorică anti-europeană din nou abandonată cam de toată lumea și, la același timp, a preluat și standardul opoziției pure în sine, care din nou a fost abandonat de toată lumea. Uitați-vă că, în momentul de față, până și acum, în ceasul al 12-lea, USR-ul tot nu se poate, cu, tot, cu tot, toate partidele pe care le-a durat lângă el, nu se poate calibra ca un partid autentic de opoziție. Este suficient să ne uităm la ziua de ieri, în care i au lansat simultan trei mesaje. Deci, evident, nu le convine alegerile cumulate. Oameni, ok. Da. Bun, nici alora de la Aur nu le convine. Evident, numai că aurul a lăsat un singur mesaj și ne batem cu treaba asta. Ei au zis că vor să facă referendum, Iohannis uh, pe pensii speciale, că vor să se reinstaureze povestea cu 300 de parlamentari și că vor și alegeri în două tururi la uh, locale, în paralel cu al patrulea mesaj, că sunt potriva europarlamentelor, Când tu dai patru mesaje într-o zi și mai vine Nimeni și. Dar nu Barca mai ține minte nici măcar unul dintre ele. Și mai vine și Dan Barna să spune că lui s-a făcut dosar politic în 2019 în aceea zi. Tu dovedești de fapt că ai un haos de comunicare dincolo de imaginație. Da. ori, am încheiat paranteza, Aurul, într-adevăr, este o problemă, fiindcă este un partid care are o bază reală de votanți, are o retorică adecvată pentru acești votanți și are și o politică foarte consistentă și echilibrată de comunicare. E, din acest punct de vedere, această cumulare lipsește aurul de unul dintre principalele sale aturi. Șocul primului tur, da. care trebuia să-l propulseze în situația de a fi... să și să crească și mai mult pe fondul de, S de gringolade a cel puțin uneia dintre partidele meștre. Exact. E, să da. se apropie de PSD foarte tare și să-și revendice eventual în fața propriului electorat sau a nehotărâților ipoteza de a câștiga alegeri. Uhum. Apariția uh, uriașelor mecanisme de vot pe care le reprezintă primarii și consiliile locale ale celor două partide titulare, care dețin cam 80 și ceva la sută din totalul primarilor din România, la care se mai adaugă încă un procent bun al UDMR-ului, care are propria sa politică, uh, va probabil, probabil, ne spunem totdeauna, alegerile sunt neprevăzute, dar probabil. Va duce la o creștere a scorului acestor două partide, PSD și PNL, și la o scădere a scorului aur, care, deci, va fi pus în situația de a-și, pun ghilimele, dezamăgi electoratul, care se, se va fi așteptat la un scor cu 2 și s-ar putea să trezească la un scor cu 1. Bun. Ceea ce. va da, duce există la... este și o capcană aici? Adică... Evident, să da, ajungem, aici... evident. Da, evident. Da. Da. Evident. Evident. Uh, Știți cum e? Toată lumea face strategii una singură câștigătoare. Corect. Uh, mai există o ipoteză. Auro avea în plan ca după ce obține acest rezultat bun la europarlamentare să încerce să, să încerce să momească primarii din partidul de căzut adică de la PNL, dar da. și eventual de la PSD, ca să vină și cu o forță constitutivă puternică cu la alegerile locale. Da. Pe când la acest moment acest, acest episod a ratat. E la, la, la momentul de față, partidele primarii nu prea fug de la partidele lor, că n-au de ce. Corect. Încă nu este evidentă căderea, mai mult chiar unirea indică oarecum cum va arăta viitorul guvern, deci n-au de ce să părăsească. Deci, Aurul nu va putea să uh, recruteze foarte mulți candidați solizi pentru alegerile care vor avea loc, totuși, în trei luni de când acum înainte. Ca și când s-ar fi stabilit ce, uh, conținutul borcanelor. Cam așa. Adică, adică la nu mai arată, am comunicare între marfa din borcane că s-a pus capacul pe borcan. Acum, uh, Dar. înainte de a vorbi, de, de, a vorbi de, de riscuri, care evident sunt majore, da. uh, noi putem să ne uităm la un lucru. Sondajul care a apărut acum. Nu afirm că este un sondaj care va rămâne. Care niciodată. dintre ele? Că sunt două. Curs și avangard. Nu, nu două dau două uh, în de 50. Adică Bun, adică hai, hai să ne și uităm domnule profesor Bogdan Tădărescu la planșa curs cu cei care uh, și-ar dori, adică care e percepția electoratului în varianta curs despre comasare. Idee da. foarte bună 14%, idee bună 36%, împreună înseamnă 50%. 50 la 31 și cu nehotărâții. Da. Okay. Bun. Uh, idee proastă și foarte proastă 11 cu 20, da. 31. Da. Acei 19% sunt destul de mulți nehotărâți și o să vedem dacă mai face cineva vreun sondaj, dacă se basculează într-una din tabere din zona... Ei, nu că de fapt bascularea acum începe trebuie să fie cea electorală, adică noi trebuie da. să vedem voturile. Da, dar atenție că e foarte interesant planșa asta pentru că vedem și cum s-ar vota, că au făcut și testul de vot pentru europarlamentare. În situația în care ar fi avut loc duminică europarlamentare. O să ne uităm acum și pe partide. Atenție, au testat pe partide, nu pe listele comune, că nu se anunțase încă treaba cu da. listele comune și acolo avem un PSD la 31%, un PNL la 20%, un aur la egalitate cu PNL 20%, alianța aceea cu usr ul 13%, după care, sigur, șoșoacă despre care unii spun că e foarte sus are 4% aici în acest sondaj, restul nu are rost să ne mai uităm. Sunt două aspecte aici. Deci marja de eroare pe de-o parte e plus minus 3,1%. Sondajul e făcut față în față. Da. Acest sondaj curs. Având în vedere că PNL e dat la egalitate cu Aur, o oricare dintre variante poate fi și invers, având în vedere o marjă de eroare. Adică poate Plus, fi aur pe plus prin... foarte multe alte aspecte da. care, mă rog, pe care sondajele le ratează. Bine, aici noi va trebui să înțelegem că, de fapt, logica pe care i-au făcut-o și aștept să vedem sondajele cumulate. Știu că Avantgardo a scos sondaj cumulat. Îl da, avem parcă și pe acela, o să de fapt, asta este uh, gândirea pe care, evident, una, una, dintre, una dintre elementele pe care l am luat în calcul este această masă pe care o prezintă. În momentul în care tu pui 50, 51, 48% la da. această coaliție, aproape nu mai contează că aurul are 20, 22 sau 24 okay. sau 15. Fiindcă masa de 40 și ceva la sută anulează orice fel de discuție. Cam asta este, de fapt, planul făcut uh, apropo de efectul de aură. Adică se proiectează o dimensiune de asta masivă a unui bloc electoral care este ușor motivantă pentru nehotărâți. adică determină hotărâții să meargă într-o direcție sau alta. Dar, în același timp, dacă partidele de opoziție, aurul respectiv, cei din jurul USR, reușesc să comunice destul de bine că mm -hmm. acest lucru nu e în regulă s-ar putea să genereze un anumit tip de furie populară și să-și mărească potențialul respectiv să-l scadă pe ceilalți partidelor respective. Contează însă cum comunică și ce li se pare mai important cetățenilor României în următoarea perioadă. Bun, dar întreb așa, în momentul în care aduni apele. Adică guvernarea se adună toată într-o într-un într singur borcan, de fapt. Exact. Poacar la europarlamentare, nu știm ce vor face la celelalte alege, nu cumva uh, se polarizează între două blocuri toată scena? Ei nu. Da. Dacă erau două blocuri, era o problemă. Dar nu sunt două, sunt trei. Bun. Uh, ok. Că de, fapt, că de fapt, aici problema reduce la dimensiunea votului util. Lumea Orice cetățean vrea să fie guvernat, Asta, cu excepția anarhiștilor care vă mă obișnuiesc rog, da. altceva, cetățenii vor să fie guvernați. Ideea, ideea înțelegerii este una dintre ideile care domină spațiul public. Domne, am, am vrea ca să se înțeleagă, n-am vrea să se certe. Da. Nu mă refer la cineva anume cu cineva anume. În momentul de față, până la această alianță, tu aveai patru blocuri care se băteau unul cu altul. Uh -huh. PSD, PNL, AUR, USR. Da. Dau deoparte. Ungurii care, mă rog, au și ei rolul lor, dar mai ai separat. Respectiv partidul doamnei Șoșoacă. Dar tu aveai patru blocuri. În momentul de față, două blocuri s-au unit și spun, numele, noi nu ne mai certăm. În timp ce celelalte două blocuri, probabil nu se vor uni niciodată. Și comparația se va face între blocul aur de 20, 21, 22 și mm -hmm. 40, respectiv blocul USR de 14, 15 și 40. Okay. Evident că un undeva apare teoria votului util, care înseamnă ce? Mie, nu-mi plac niciunii, înseamnă multe, nu, nu înseamnă okay, asta, dar nu da. o traduc. Nu-mi plac niciunii, nici alții foarte tare, dar ăștia pare că vor guverna. Că totuși la 40 și ceva la sută, cam ei sunt. Așa că eu ne hotărât, probabil înclin spre ei, decât înclin spre cel de 20. Dacă eu aveam varianta 30, 23, 19, 14... Atunci se împărțea plus că puteam să mă întreb cine cu cine se aliază. Acum știu cine cu cine se aliază, fiindcă tocmai n-au anunțat cine cu cine se aliază. Bun, da, atenție că eu am anunțat pentru europarlamentare lucrul ăsta. Au mai spus ceva, dar care la PNL încă nu se aprobase, nu se discutase și anume alegerile prezidențiale în toamnă, în septembrie. Da. Pe 8 septembrie primul tur, .22. pe 22. Pe 22 septembrie al doilea tur. Aici întrebarea este de ce? Pentru că mandatul președintelui expiră în decembrie. Adică de ce le faci cu niște luni înainte de expirarea mandatului? Pe de o parte, asta e prima întrebare. A doua întrebare este și ea foarte importantă. Dacă ai primul tur pe 8, înseamnă că tu începi campania cu o lună înainte, în 8 august, e luna concediilor, nu prea stă lumea foarte atentă la campania electorală. Aici am trei interpretări pe rând. Prima, de fapt nu interpretare, prima o, un punct de vedere. Eu cred că despre aceste lucruri se va mai discuta o dată după europarlamentar. După scorul e, de la europarlamentar. Da. Deci eu cred că această discuție despre tot ce vorbim noi acum da. va fi reabordată. Nu afirm că va fi anulată, doamne ferește, că n-am de să știu. Dar cred că scorul de la europarlamentare va pune din nou niște lucruri în, în discuție și atunci se vor stabili toate aceste detalii. Datele alegerilor, cum vor funcționa liste comune, liste separate, cine e primul tori, cine primul doi, eventual și candidați comuni. Okay. Deci acestea cred că se vor discuta atunci. Asta e primul punct. Dar ca să vorbim despre cei acum, de ce acum. De ce vor să facă parla, prezidențial înainte de parlamentare? Tot din ace a cauza aceluiași efect de aură, care este unul dintre efectele care funcționează în campanii în campanie electorale, respectiv o victorie a Co Coaliției da. la prezidențiale ar determina un scor bun al partidului care susține coaliția, respectiv PSD plus PNL, la parlamentare. Adică președintele, care este ales de cetățeanul României și este pus în funcție, se duce în campania electorală de la parlamentare și spune, cum a spus un contemporan de al nostru faimos, eu singur pot să fac multe, cu un consiliu pot să fac toate, dacă țineți minte da. campania din anul 2004. <gângă> Băsescu e, care spunea: Dați-mi un consiliu și Exact, da. eu singur pot să fac multe, cu un consiliu pot să fac totul. E regulă. Deci, de fapt, calculul făcut acum este tot cel al uh, unei victorii a unei coaliții la uh, prezidențiale, iar acel prezident să se ducă. Cu Bun, dar asta presupune că ei să se înțeleagă și pe un candidat la prezidențial. De-aia spun că eu cred că discuțiile vor avea loc semnificativ și consistent. Pentru că la un moment dat, înainte de toată povestea asta cu comasarea și cu listele comune la europarlamentare, se vehiculoase în spațiu public inclusiv ideea ca cele două partide să-și împartă mandatele la prezidențiale. Da, o adică alternativ, odată să fie un penelist acolo, altă dată un psd la prezidențiale și doreau o coaliție pe 10 ani, de pildă. Da. Deci coaliția pe 10 ani a fost enunțată, pe lângă varianta pe care o spuneți dumneavoastră, care este absolut reală, este și varianta independentului care, pe care, care să fie susținut de ambele partide, care deja este enunțată și anumite medii ale societății civile și care să împace anxietățile celor două tabere. Care spun, adică varianta da, de independent la prezidențiale. La prezidențiale. Care înseamnă ce? Nu am. Nici, siga una, care Ce nu se spune în povestea cu prezidențiale? Faptul că președintele controlează instituțiile de forță. Da. Și atunci, evident, fiind. Alea cu parte, trei litere, cum le spunem noi. Da, da, a, da, alea cu trei da. Agențiile alfabet. A, așa, exact. Uh, ori, în, în, în acest punct de vedere, o apariție a unui, unui terț care nu e nici cu unul, nici cu alții, ar putea reduce anxietatea partidelor și ar putea reduce și anxietatea provocată, de exemplu, de candidatul Joană. Fiind candidatul Joană, deși el teoretic în acest moment are o, are o aliură de independent, a fost totuși șapte ani de zile președintele PSD-ului. Deci, deci, evident că există o anumită înclinare, plus o anumită îngrijorare la actuala conducere a PSD-ului, că dacă Joana ajunge președinte, s-ar putea să vrea să opereze niște schimbări și în fostul său partid. Deci, varianta independentului pur este una care este pusă în calcul și se discută, tocmai ca o tentativă de a a plana animozitățile între cele două mari organizații. Bun, dar e atunci sigur că va fi foarte interesant să vedem cine ar putea să sau cum ar putea să arate profilul acelui independent. Bănuiesc că, bănuiesc că echipa lor lucrează la măsurători și la persoane fiindcă așa cum ați citit de altfel în presă, asta se face acum pentru primărie. Deci noi avem o repetiție pentru acest da. moment la primăria generală a Capitalei tot pe ideea animozităților dintre grupuri, nu punem nici pe firea de la noi, nu punem nici pe burduja de la voi, da. venim cu un terț și s I-am văzut ieri, pentru că s-au dat și imaginile acelea din sală, în timp ce liderii erau chestionați sau vorbeau, aveau niște uh, poker face unii dintre ei, adică ce să facem, asta e, adică... E ca aceea care râd când, când pierd oscarul. Adică, aceeași... Atenție, era fața care am mai identificat o la Tucker Carlson în interviu cu Putin după ce Putin i-a zis pe păi și tu ai vrut să te duci la CIA, dar nu te-au primit, e mai bine că nu te-au primit. Din da. momentul ăla i-s au sucit niște mușchi pe față și e așa normal, a rămas da, până la este... sfârșitul interviului. A, da. e, tipul ăla de mimică l-am remarcat la cel puțin trei personaje filmate în primul rând acolo, în sală, când la pupitru erau cei doi lideri, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Da, am spus că probabil că niște jocuri s-au sfărâmat, tocmai în momentul în care s-a anunțat acea comasare a alegerilor pe de o parte, dar și listele alea comune la europarlamentare pe de altă parte. L-am văzut pe Rares Bogdan foarte așa, parcă nu era în pielea lui, ca să spun așa, de pildă. Mă rog, nici Mihai Tudă se n-a foarte în formă, Gabriela, Firea și Burduja pe partea aialaltă, poker face, adică. Adică da, ei sunt da. într-un. Ei probabil vor fi. Vom vedea. Pariul meu este că ei vor fi primul experiment. Adică, hai să vedem dacă merge un independent, adică o cooperare transpartinică mult mai aprofundată decât până acum. Și experimentul București să fie: nu pune nici de la noi, nici de la voi, venim cu un terț, de unde o fi, un neutru. Și vedem dacă asta merge pentru mai departe. S-ar putea să asistăm la asta. Bun. Și atunci, în funcție de rezultatul alegerilor din data de 9 iunie, să avem alte variante pentru prezidențiale și Ei, parlamentare. Că eu mă întrebam că și așa. Gândiți-vă că alegerile din 9 iunie trebuie să ne dea foarte multe uh, detalii. Primul, dacă de vreți, cel mai important detaliu este cum a funcționat această mașinărie. Da. Adică merge, nu merge, au fost șocuri, ciogniri, probleme. Okay. Doi, cum a receptat-o electoratul? Adică i-a dat scorul pe care ei îl speră sau nu? Adică dacă suma, suma, suma celor două e mai mare decât dacă ar fi mers fiecare separat de prieteni. Acum noi avem de a face cu trei variante, evident, sunt simple. Electoratul să penalizeze. Tipul ăsta de, să de da. Să fie mai mic. Electoratul să premieze înțelegerea. Okay, sau da. electoratul să-și să conserve votul. Bun. Deci avem trei variante marșilate. Asta trebuie văzute și trebuie identificate de cei care fac strategia partidelor respective. Al doilea lucru, trebuie văzut foarte exact cum arată cele două partide de opoziție după aceste alegeri. Cât da. de sus sau cât de jos sunt. Cât de tare și-au putut acumula, aduce votanții, cât nu. Cât de tare a mers retorica lor sau nu. Aceste lucruri, care retorica lor va fi evident împotriva alianței. Deci Bun, este e foarte clar. clar. Vor fi uh, două grupuri care vor trage în alianță din punctul ăsta de vedere, nu doar da. unul singur. Dar mai da. e o, o chestiune aici, de regulă. Și azi, nu, ultimul lucru, vă ultimul vă lucru vă. pe care vor trebui să-l vadă este dacă varianta unor candidați comuni, pe care ei au anunțat da. atât în București, cât și în câteva orașe în care uh, primarii sunt ai celorlalte forțe politice, principalul USR dacă această variantă a funcționat și dacă cele două organizații locale au sprijinit efortul. Da, bun. adică dacă au colaborat pentru că sunt unele care nu au cum să colaboreze, a se vedea vâlcea și ce bă, bun. Dar da. acum mai e o problemă. Când se făceau astfel de formațiuni care obțineau de pildă mai mult decât ar fi obținut cele Stem. două partide mergând separat, de regulă se formau în opoziție Normal. împotriva unui putere. De data asta o formez la putere și nu în opoziție cu niște greutăți economice și cu niște descărcări care ar urma să vină bun. Eu înțeleg că evită descărcările în anul 2024 și încearcă să le mute. Toți ar face asta în 2025, dar sunt foarte multe analize foarte dure, inclusiv declarațiile Ministrului Finanțelor că România ar avea nevoie de șapte ani, nu de unul sau doi, ca să ajungă la ținta aia de deficit de 3%, noi fiind da. în procedură de infringement pe deficit excesiv încă din 2019. Deci chiar da. ministrul lor de finanțe al coaliției zice stai domnule că e atât de nasol practic încât șapte ani ne-ar trebui. Păi nu-ți dă șapte ani la dispoziție, nu-ți dă comisia șapte ani. Că te-ai angajat altfel acolo. Dar mă rog. Adică el vine din interior să spună chestia asta. E limpede că vor urma niște descărcări la un moment dat în 2025 și de data asta tu faci coaliția asta și o anunți nu în opoziție ci la putere. Păi nu cumva... Nu ai uh, acele premise pe care le aveai dacă o făceai în opoziție, și anume ca suma celor două componente să fie mai mult decât dacă merge individual. Evident. Uh, de aceea am, am precizat că sunt cele trei variante, penalizarea, premierea sau scorul identic. Evident că ei au în față ipoteza penalizării, numai că în continuare revin la discuția legată de uh, hartă, de ce avem în față. Da. În față ei au un partid care în acest moment are 20%. Un partid care nu se poate alia cu USR-ul. Atâta vreme cât ei reușesc ca împreună să aibă un scor cu patru în față, chiar dacă e mai mic decât suma respectivă, evident că în ochii cetățeanului va fi clar că ei sunt viitorul guvern. Și atunci da. atât mișcarea în, în alegerile locale, cât și în parlamentare, cât și în toată cealaltă dinamică pe care o presupune un an electoral care înseamnă și dinamică locală, și sponsori, și media, și toate aceste lucruri, ei vor fi priviți ca virtualii câștigători, nu fiindcă sunt neapărat cei mai buni, ci fiindcă sunt singuri. Fi că ceilalți sunt foarte în spate, oricât de sus ar urca. Da. Cam asta cred că au încercat ei să facă, să anuleze ipoteza unei surprize. Bun, uh, ok. Uh, haideți să ne uităm și la sondajul Avangard, pentru că, pe de-o parte, și sondajul Avangard testează Uh, opinia uh, cetățenilor cu privire la comasarea avangard dă că uh, ar fi uh, 53 3 la 35 la fel. cu nu e aceeași chestie dacă stăm să ne gândim că marja de eroare da, acolo nu, era 50 la 33 3. Da, 19% cei care. Da, iar aici sunt doar 12%, da, bun. 53. Uh, sondajul ăsta e Cati față de celălalt care e pe eșantion față în față, față chestionar. Da. Haideți să vedem și politic. Aici mi-au atras atenția nu primele trei partide, pentru că PSD 30-31 e acolo, PNL e 20, AUR 18 sau 20 tot pe acolo este. Da. Dar între Șoșoacă 4% la Curți și Șoșoacă 8% la Avangard e deja dublu. E distanța mare, da. Întrebarea uh, e până la urmă: cât are Șoșoacă? Eu o să încerc să spun că în momentul de față mi se pare ușor nerelevant și o să încerc să spun de ce. E, e, e o supoziție. Da, da. Ce fac eu acum? Eu cred că Auru a încercat cam din luna octombrie anului trecut să devină un partid mai frecventabil atât în plan european cât și în plan național și a mai redus dinamica declarațiilor foarte contondente apropo de Uniunea Europeană, apropo de NATO, apropo de Rusia și așa mai departe, în speranța că apropierea pe care grupul conservator-reformist al doamnei Meloni îl face, o face cu PPE-ul în Europa se va concretiza și la nivel național o apropiere între ei și PNL eventual o apropiere în vederea unei guvernări comune plus minus uh, U, UDMR, care e tot un partid popular. Care, varianta, ar fi lăsat PSD în afară. Ar fi UDMR. lăsat PSD în, în offside. Pe baza acestei relaxări a aurului, doamna Șoșoacă, care și-a menținut debitul și uh, atacurile la adresa NATO-UE și laudele la adresa Rusiei, a capitalizat, a capitalizat da. ceva ce... Bun. Din punctul meu de vedere, Aurul nu prea mai are altă soluție în momentul de față, fiindcă lui sau au cam închis porțile guvernării. Este destul de clar că PNL-ul a optat într-o anumită direcție și că nu există o dorință, cel puțin aparentă, de a lucra cu ei. Drept care ne putem aștepta ca Aurul să-și reia mesajele radicale cu care ne-a obișnuit în prima perioadă și atunci să o consume pe doamna Șoșoacă, fiind și mai mari și mai organizați. Și cum să zic un pic mai. Uh, adică să o absorbă și electoratul, care deocamdată ar, ar cam vota cu doamna Șoșoa. Exact, la care se mai adaugă faptul că niciuna dintre aceste două sondaje n-au prins uh, scandalul în care este implicată familia Șoșoa, care are rezonanțe mai balcanice, așa și care, mă rog, sigur, bine nu-i face în imagine mm -hmm. și care. Va duce inevitabil la niște pierderi de voturi? Că... Eu am văzut niște discuții acolo, pe sondajul la care, cum bine ați remarcat, pe cearta dintre Șoșacă și soțul său, neprinse în sondajele respective, și anume erau chiar oameni care se vedea clar din cum postează că erau votanții sau posibili votanți ai partidului, și unul își punea întrebarea: păi, dacă ei în familie, nu se înțeleg cum ar putea guverna, adică cum s-ar înțelege cu miniștri, cu. Și nu mai vorbesc de faptul că da. toată construcția cu soția șef și soțul prim șef, șef adjunctii, sună rău, mă rog, nu e chiar. E total ne, ne, nu arată, neîntâlnită, neîntâlnită nu arată ca să nu spun bine, dar una peste alta și ce-și pun unul altuia, și acuzele pe care le dau, și cum să vă spun, comunicarea conjugală făcută prin comunicate de presă este. merge așa ușor mai mult spre. Teodor Mazilu și spre băieșul decât merge spre politică. Adică e puțin în altă parte. De, aceste, de această realitate va beneficia aurul care își păstrează în continuare mina încruntată nu știu dacă ați remarcat că ei nu zâmbesc niciodată. Deci liderii da. aur sunt tot timpul adică, supărați. Practic marchează gravitatea momentului. Momentului, prin mesajului, discuției. La doamna Șoșoacă, la aur nu, nu râs când te uiți. Poți să-i placi, poți să nu-i placi, nu dar nu te pufdește râsul. La doamna Șoșoacă, mai ales în momentul de față, există riscul acelei manipulări prin deriziune de care se vorbește. Adică ridicolul este cea mai periculoasă armă în politică. Ori cei de la aur își păstrează această atitudine marțială mai negru, așa mai în culori închise, pe care s-ar putea să-și o, să o exacerbeze acum, tocmai fiind puși în situația de a rămâne izolați în opoziție. Da. Și vom vedea dacă acest scor al doamnei Șoșoacă de 8% sau 4% se va mai conserva. Fiindcă okay. este acum țintită foarte puternic de partidul care nu mai are nimic de pierdut. Trebuie să facă un scor cât mai mare cu putință. Da, e foarte interesant tot contextul ăsta. O să vedem și. Mă rog, în minutele și în zilele următoare, cum își pun ei la punct atât lista aia comună, că și aici e ai o întreagă discuție. Cine deschide lista? Ci Inclusiv că... acolo ipoteza unui independent. Asta asta am văzut și eu și au apărut o serie de versiuni, mă rog, care nu vin de la partide, vin din alte zone. De-aia nu, nici nu o să le nominalizez. Nu, pentru nu are că... sens, așteptăm. Da, Dar Dar, întrebarea aceasta... e cine ar putea să fie acel independent, că toată lumea se. Care ar trebui să fie profilul lui, adică să aibă legătură cu Parlamentul European deja, să știe ce e pe acolo sau e pur și simplu cineva scos așa din joben care să uimească? Ce mi se pare mie interesant este această tendință a celor două organizații de a verifica independenții. Da. Deci avem tentative de independent la listă, avem tentative de independent la primăria capitalei. Astea sunt deja asumate. Cealaltă cu președintele nu e încă asumată, dar e măsurată. Deci există o, te o tentativă a celor două partide de a încerca să creeze mezalianțe, așa, în spațiu, să aducă din afara spațiului politic oameni care să convingă alegătorii care încă sunt neconvinși. Okay. Mie asta îmi sună și ca tentativă de îmblânzire a asperităților dintre cele două organizații. Adică, totuși, okay. auzim, prea des, auzim des, des de tot această ipoteză a independenților puși în diverse locuri. Da, ok. Este și asta foarte interesant. E foarte interesant și Congresul ăsta al PP-ului, care, vine se la va desfășura la București. Și sigur că din PP face parte PNL. E foarte interesant să vedem cum se uh, pun jocurile acolo. Pentru că, la urma urmei, eu cred că uh, acei candidați pe care pnl de pildă, o să-i pună pe lista comună, dar și eventualele sugestii pentru un candidat uh, de prezidențiale, s-ar putea să aibă legătură și cu Congresul PP. Inevitabil, uh, ce, ce fac aceste două partide în momentul de față, încearcă cumva să creeze impresia, nu știu dacă o, o și iau, dar creează impresia unei dimensiuni mai mari decât cea națională. În timp uh -huh. ce uh, atât aurul, aurul, mă rog, natural, vrea să aibă dimensiune națională, cu toate că excursia lui uh, Simion în Roma a vrut să dea o dimensiune globală, inclusiv capacitatea lui de a vorbi italiană, a fost un punct bun pentru el. Uh, cele două partide, PSD și PNL, vor să dea o, o dimensiune a conexiunilor lor europene, euroatlantice, euroglobale, mai ales în acest context extrem de tulbure în care trăim, și, într-adevăr, vom asista cu siguranță la o supralicitare a Congresului PPE de la București și la o explicitare clară a rolului pe care PNL-ul are în arhitectura europeană, respectiv rolul pe care PPE-ul are în arhitectura globală. Da. Eu stau și mă uit așa pentru că o să văd și cum și sigur că la congresul ăla o să răzbească lucrurile astea aici și cum văd ei colaborarea unui partid de la PPE cu unul de la bă, bine, Cam cum au văzut-o și în Germania, colaborarea CDU-ului cu SPD-ul o lungă perioadă de timp. Pentru că foarte multe sondaje din țările Uniunii Europene, trebuie să spunem telespectatorilor, toate alegerile europarlamentare au loc în perioada 6-9 iunie în Europa. Deci în acel interval de trei zile, toate cele 27 de state au alegeri pentru Parlamentul European. Vom avea în foarte scurt timp exact detaliile despre posibila noua configurație a Parlamentului European. Și înțeleg că bătăliile se duc pentru a păstra cumva aceeași conducere a Comisiei, ceea ce înseamnă că ei vor trebui să caute niște majorități Ținând cont și de faptul că acele partide considerate non-mainstream, unele extremiste, altele nu neapărat extremiste, dar non-mainstream capitalizează foarte mult în sondaje în perioada asta în, în toate țările din Europeană. Unele sunt chiar pe primul loc în anumite țări, sigur e poza de moment Alegerile nu întotdeauna sunt replica a pozei de moment Dar întrebarea este dacă nu cumva vom asista la niște alianțe greu de anticipat în, în trecut cum, cum atrăgeați atenția cu doamna Meloni, care s apropie foarte mult de... Deși era considerată extremistă în alegeri. N-a mai fost considerată. Instantaneu i s-a ridicat eticheta după ce a ajuns premier. Dacă și nu după cu... ce a luat câteva atitudini în, în opoziție cu imaginea de extremism. Bun, dar ea și în traimei... campanie avea astfel de atitudini, dar unii preferau în campanie să nu vadă mesajele Normal. alea. Normal. Adică le vedeau doar pe alea convenabile lor în bătălia directă cu ea. Ea tot timpul a fost împotriva lui Putin și în campanie. Da, corect. Deci nimeni nu vrea să remarce lucrul ăsta. Și-au dat seama de abia după ce a devenit clar că ajunge premier, adică era limpede chestia asta. Ok, deci întrebarea e dacă nu vom vedea niște lucruri mirobolante, adică vom vedea un ECR la un moment dat sau partide din ECR luate și băgate dincolo ca să iasă tot doamna van der Leyen președinta Comisiei. Or, este foarte clar că uh, actuala majoritate de la Bruxelles va face absolut orice poate pentru a contracara valul de nemulțumire din Europa uh, și cum nu poate să rezolve doar cu comunicare sau cu anumite decrete și legi, probabil că o va, o va rezolva prin negocieri subterane. Sunt, uh, sunt informat, deci știu sigur că această negociere au loc cu partidul doamnei Meloni și cu grupul politic din care face parte, fiindcă, de fapt, ținta principală este izolarea ierului. Uh, identitarii, care sunt cei chiar duri cu care nu vrea să colaboreze nimeni. Da. Deci, practic, aceasta este ținta principală. În direcția respectivă se va duce lupta și, probabil, acum arată sondajele pe care le-au publicat și din Politico, se va păstra majoritatea pe care o cunoaștem în momentul de față, chiar dacă va fi slăbită. Dar da. Adică, va... chiar dacă partidele astea non-mainstream vor avea un scor mai bun decât. Mai bun, tot nu va fi suficient să disloce. Pare să că cele mai mari pierdere vor avea ecologiștii, adică Green Deal-ul. Care va Asta dice, e o veste nu neapărat proastă. Nu, nu eu fac o comparație o da. o analiză. Deci cele mai mari pierderi parcă la ecologiștii, care decontează în acest moment, de fapt, nemulțumirea care s de mulțumirea globală, dar care s-a centrat în mod esențial pe Green Deal și pe consecințele Green deal asupra agriculturii, nivelului de trai, costuri vieții așa. Asta și cu de agricultura part. deja nu mai era putinist pentru că s-a văzut că aproape în foarte multe state din Uniunea Europeană oamenii aveau chiar lucruri concrete de reproșare. Da, clar. clar. Adică, de pildă, aia cu. A, aia, trebuie să o specific, că mi-a atras atenția și nu cred că cei care o legiferau în felul ăsta nu-și dau seama. Aia cu îngrășemintele folosite, să fie toată lumea la jumătate să le folosească. Păi una e să ai 8 kg la hectar cum are Olanda și alta e sub, să ai sub un kg la hectar cum are România. Ce să mai înjumătățești? Adică era limpede că puneau totul lotova, ne ținând cont că sunt diferențe foarte mari între țări. Mai era chestia cu -ă, timp de nu știu câți ani să vă cumpărați tractoare electrice în Germania. Au rămas aia mască. Cum adică tractor electric? Am pe câmp încărcător, dă la să încarc tractorul, am zeci de hectare de arat. asta i-a enervat la culme. A mai fost chestia cu griul, pentru că se prelungea licența de la griul ucrainean fără taxe, dar fără să existe o clauză. Bun, ce fac dacă eu constat totuși că îmi pune în primejdie? Acum au băgat și mecanismul că țările, în funcție de situație, pot. Mă rog, reglementa pe perioade definite și limitate de timp, așa cum își doresc. Dar nu exista mecanism ăsta până la proteste. Adică a fost un noian de lucruri cumva negândite sau din potrivă gândite altfel, amendate de această mișcare de, de stradă în, în masă, dar eu cred că nimic nu s-ar fi rezolvat dacă nu era în electoral. Aici trebuie să luați în calcul un lucru. Pe care noi l-am trăit și în experimentele legate de egalitatea de gen și de celelalte teme, de da. tradiție, religie și așa mai departe, dar de care acum au ajuns într-o zonă foarte contundentă. Cei care au legiferat toate aceste lucruri au mers în numele unei ideologii susținute de o minoritate. S au Ai încercat să impună o ideologie minoritară unei majorități. Dar au reușit, atenție! Exact. Până la un punct. Până când partea care a fost afectată se referea nemijlocit la nivelul de trai și la supraviețuire. În secunda respectivă, ideologia n-a mai putut să facă față și s-au ciocnit de realitatea străzii. Deci lumea n-a ieșit în stradă pentru a protesta împotriva atacurilor la religie sau nu, împotriva atacurilor la tradiție. Păpica, dar cum se a... spune pe românește, tot păpica a fost cea care a declanșat. Bine, mai sofisticat. Da, și că nu e vorba numai de păpica, este vorba de comunități întrești care au condamnat la dispariție. Este vorba de acele manifeste pe care le-au publicat crescătorii de vite olandezi, apropo, cei care l-au votat pe Wilders, care spuneau: Noi facem meseria asta de 300 de ani și, așa cum aflăm, că, de fapt, nu mai avem voie să o facem, fiindcă cineva spune că vaca, atunci când mănâncă, scoate pe partea cealaltă și poluează. Asta e de o aberație sinistă. Orice animal scoate pe partea cealaltă. Evident, dar vacile lor erau problema. Același lucru s-a petrecut. Eu cred că vacile erau pretextul. Evident că noi ajungem la, la, la teorii secundare, dar primul lucru care ne interesează da. este că foarte mulți oameni erau afectați și acești oameni și-au luat destinul în mână și au ieșit să protesteze. Fiind cum bine spuneți, an electoral, toată lumea trebuie să-i trebui -ascult să 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 asculte, fiindcă balansează sau răstoarnă niște calcule. Da. Uh. Bun, uităm sau nu uităm de fapt, dar nu avem timp să detaliem fiecare țară. Alegerile astea din 2024 sunt extrem de importante că sunt în toate marile țări importante pe glob în momentul ăsta. Avem și alegeri în Statele Unite. De fapt, uh, singurile care contează la chestiile uh, aș vrea să spuneți așa pe scurt, în ce fel credeți că ceea ce se va întâmpla acolo pe scena politică va, va influența și Europa, dar și România inclusiv în strategiile de aici. Este foarte important de înțeles două lucruri. Este destul de clar că venirea lui Donald Trump la putere, revenirea lui Donald Trump la putere în Statele Unite ar putea provoca o schimbare de gândire sistemică a Statelor Unite în legătură cu partenerilor. Da. Lucru enunțat în diverse forme și nuanțat de diverse ori, dar destul de clar vom asista la o schimbare de status quo, nu se va mai păstra. Ne e foarte greu să spunem acum rațional ce va face Donald Trump, fiindcă el, pe lângă faptul că este un tip cu viziuni diferite, este și imprevizibil în acele viziuni. În primul diferite. rând, da. De asemenea, este destul de clar că contextul militar pe care îl trăim în momentul de față duce la o nouă viziune asupra lumii, în care cheltuielile în armare încep să înlocuiască încet, încet cheltuielile destinate confortului, cercetării, sănătății și așa mai departe, cam pe toate coridoarele lumii. Și de asemenea, nu în ultimul rând, trebuie să constatăm un lucru pe care l-am și discutat noi doi la telefon da. înainte. Uh, acea interpretare diferențiată a momentului uh, morții dizidentului rus, uh, care este, din punctul meu de vedere, extrem de importantă. În momentul în care un om este moare într-o închisoare la pol, da. în condiții neclare, evident că principala idee pe care o este cea de compasiune, Adică, Navalny evident merita toată compasiunea, pur mai departe. În secunda în care tu ai blocuri întregi de oameni care pur și simplu ignoră această poveste, deja tu spui problema legată de valorile morale și ignoră această poveste, de exemplu, republicanii din Statele Unite, ca nu cumva să-i facă pe plac lui Biden, care este. Care este asta arată și ce, la ce fractură s-a ajuns. Acolo. Exact. Adică, de fapt, asta exact. este lucru care devine cel mai periculos. Fiindcă era extrem de simplu pentru Republican să spună este o demeritie, ce s-a întâmplat acolo, dar tot nu vă dăm banii. Nu, ei nici măcar acest lucru nu l spun, ceea ce înseamnă că transmit pe verticalea societății că asemenea lucruri pot fi tolerabile. Uh -huh. Fiindcă în momentul în care tu, lider politic, nu condamni un lucru intolerabil, înseamnă că la un moment dat tu poți trece în categoria celor acceptabile. Problema mea nu este în acest moment să trec în latura cealaltă pe care o vedem, a cântecelor și odelor pentru Navalny, s săracul e un om care a murit, pentru familia lui e o tragedie, pentru mama lui, pentru soția lui, pentru copilul lui, s e o tragedie. Pentru el e o tragedie că i s-a încheiat viața astfel, într-o închisoare artică. adică e teribil. Dar, dincolo de acest lucru, incapacitatea de a fi, e, nu nici măcar empatic, de a avea o valoare simplă, creștină, vorbind de lumea noastră, în care moartea unui om trebuie de plânsă este extrem de îngrijorătoare, doar fiindcă tu faci un calcul politic că un adversar de al tău poate beneficia de această exact. gândire. Exact, și trebuie să te deosebești la orice de el, cu orice preț, indiferent dacă n-ar fi cazul să te deosebești în momentele alea, adică că sunt teme care... Lui Trump despre Navalny care spune că, el, nici măcar nu spune asta, că Navalny a murit și eu pățesc același lucru, mie mi se pare dincolo de orice limită. Acolo trebuia spus o frază, nu mai spun că a mai spus o frază ciudată, în care spune pei dacă a stat în Rusia să-l critice pe Putin, trebuia să-l critice de afară. Da, deci, bun. Și noi problema am întrebat de, de, de ce de după tentativa Putin. aceea de otrăvire la, din care a scăpat la mustață, cu da, tratament orice. în Germania, norocul a fost atunci că au descoperit repede despre ce e vorba, că altfel Novociocul nu mai poate fi... Da. De ce s-o fi întors? Foarte mult s-au întrebat. Probabil Bine, că... E, sunt oameni care cred în niște meniri și cred în niște rol. Poate a crezut că poate, poate provoca ceva în Rusia. Poate Probabil, a da, asta, asta lui e de prima, luptă. prima lucru la care te gândești. Da, da. El s-a dus să se lupte. În ultima instanță este un om care, care îi poți admira dedicația. Da. Restul, Sigur. În sine e un om omorât într-o închisoare Absolut, dar sunt foarte multe nebuloase, de acolo niciodată nu poți să obții confirmări clare din, din interior acelui spațiu Dar rămite dintr-o închisoare de asta de maximă siguranță, cum e aia de la Poli De-aia și uimit faptul că Novaya Gazeta, care din momentul ăsta scrie din afara spațiului Rusiei că sunt dați în urmărire și sunt terorizați jurnaliștii independenți Uh, mă rog, îl citau pe un deținut de acolo care povesteau diferența aceea de ore care nu da. se potrivea între anunțurile pe care le-au făcut uh, conducerea închisorii și momentul în care de fapt ar fi murit Navalny. Întrebarea fundamentală pe care mi-am pus-o ca jurnalist e cum naiba dintr-o închisoare arctică de maximă siguranță poți la interviu unui deținut. Ok. Adică, ce interes aveau rușii să-l lase pe ăla să vorbească? Dacă nu cumva celebrele, celebrele, metode subversive sau că nu cumva întreb, întreb da. pasnic, dacă... Sigur, poate că ai surse, poate că ai bilețele, poate că ai cum au fost inspecțiile cu telefoanele clandestine Sau două, poate n-ai și asistăm tot la operațiune de comunicare Sigur. ca multe altele Profesorul Bogdan Todorescu a fost alături de noi astăzi la ce se întâmplă la nu și decenii TV. mulțumim foarte mult pentru analizele astea. Mergem în continuare pe analize și pe comentarii pentru că se încingă lucrurile. O să vedem și săptămâna viitoare va fi o emisiune interesantă. Vă aștept și atunci la ora 12. Rămâneți cu noi!